Primăria municipiului Deva a plătit marți 21 decembrie o nouă tranșă de bani din bugetul local către Spitalul Județean de Urgență din Urbea de la Poalele Cetății. Astfel, administrația publică locală a virat aproape 1,3 milioane lei în baza contractelor de asociere încheiată între municipiul Deva și Spitalul Județean de Urgență din Deva. Conform primarului Florin Oancea, primăria Deva a alocat în acest an peste 7 milioane de lei pentru Spitalul Județean, chiar dacă Spitalul de Urgență Deva este în subordinea Consiliului Județean și nu a primăriei. Administrația publică locală va continua să susțină financiar și în viitor unitatea sanitară pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale destinate tuturor hunedorenilor. Am semnat ordin de plată pentru o sumă de peste 1,2 milioane de lei pentru mai multe secții din cadrul Spitalului Județean de Urgență pentru aparatura medicală pe care și-au achiziționat. Și vom continua și în anul 2022 să sprijinim Spitalul Județean de Urgență, mai bine zis secțiile Spitalului Județean de Urgență. Până acum am făcut statistica, am finanțat cu peste 7 milioane de lei noi secțiile din Spitalul Județean de Urgență Deva. Prin această ultimă finanțare a municipalității, Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva a achiziționat un ultrasonograf pentru secția de obstetrică ginecologie, un ecograf cu ecoghidaj la urologie și RX digital de grafie scopie PACS destinat laboratorului de la radiologie.